Este un pic, dar na, nu avem ce face, n-am obținut nimic la această seară. Sperăm să obținem meciurile viitoare. Cum a fost golul colegului tău? Cum să fie? Un gol frumos, a driblat, a intrat interior și a dat la poartă. Ne bucurăm pentru el, este primul gol și sperăm să țină tot așa. Asta ar fi atitudinea pe care ar trebui să aibă toți colegii tăi, trebuie să avem atitudine și un tupeu pozitiv, ca să spun așa. Dar important este jocul colectiv și să obținem puncte, pentru că suntem într-o situație delicată, suntem pe ultimul loc și trebuie să ieșim de acolo. Cum a simțit echipa FCSB-ului? Că a simțit pierdutul? Le-am simțit, da, dar FCSB-ul întotdeauna a avut o echipă bună și s-a văzut și în seara asta. Te-ai accidentat pe final și s-a întrebat, am văzut că reține de... Nu, a fost chiar pe final, mitul 60 sau cât. Da, și aici ne-am simțit ceva la coapsă și am preferat să ies, pentru că nu mai avea rău să stau și se agrava situația. Ce crezi? Nu știu să zic acum ce ne lipsește. Am schimbat un pic jocul, am obținut 5 puncte în 4 jocuri. La noi orice punct este important. Obiectivul este salvarea de la retrogradare și sperăm să facem acest lucru. Ce se schimbă? Ați văzut și dumneavoastră. Practicăm un alt joc, încercăm să scoatem maxim de la fiecare joc. Am obținut o victorie, am făcut două egaluri și, cum am spus, important este să obținem puncte. Acum că jucăm mai bine sau mai puțin bine, nu mai contează. La noi important în momentul de față sunt punctele.